Vă invit să ne ridicăm în picioare doar pentru câteva momente, să citim cuvântul care ne va folosi ca și învățătură în seara aceasta. Mă uit aici și nu știu care e cel mai înțelept om dintre noi, cel mai în vârstă, cel cu cea mai multă experiență, pentru că acela ar merita să citească acest pasaj, nu eu. Cuvântul din Proverbe, capitolul 4, la versetul 20 până la versetul 27, e o discuție între un om înțelept, un om care are ceva de spus, pentru noi fii, pentru cei mai tineri. O să citesc aceste versete, dar aș vrea versetul 23 să citim toți. Citim împreună cu voce tare, pentru că aș vrea să se întipărească bine în inima noastră. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți ureche la vorbele mele, să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale. Căci ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot trupul lor. Și haideți să citim împreună. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale, ochii tăi să privească drept și pleoapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău. Amin. Vă voi ruga. Doamne, așa cum suntem, stăm înaintea Ta, pregătiți să ascultăm cuvântul Tău. Te rugăm să ne înveți în seara aceasta, Doamne. Te rog să ne motivezi în seara aceasta. Te rog să ne ajuți să luăm noi decizii plecând de la casa Ta și vrem ca al Tău cuvânt, Doamne, să fie strâns și în seara aceasta în inima noastră și păstrat și împlinit mai apoi în săptămâna ce ne stă înainte și în anul pe care credem că ni-l vei da. În numele Domnului Iisus Hristos m-a rugat. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Încă e luna ianuarie și unii nu și-au făcut planurile de concediu, alții nu și-au făcut planuri ce vor să facă anul ăsta. Dacă ar fi să răspundem la întrebarea, ce ați fi motivat să faceți anul ăsta? Ce v-ar plăcea, ce v-ați dori? Cu siguranță ați avea multe lucruri în minte la care vă gândiți și care vi le doriți. Mi-a plăcut copilașul ăla de la voi care a zis, și acum să trecem la cele spirituale. Vorbind de ce și-ar dori, a fost așa de simpatic, l-am iubit așa de mult și m-am uitat la cei trei fii ai mei și mi-am dat seama că după ce o să mai crească și eu să vorbească probabil tot la fel, făcându-și planurile de vacanță unde și-ar dori să meargă. Nu știu care sunt lucrurile pe care ți le planifici pentru anul ăsta, dar pentru că încă suntem la început de an, am stat mult să mă gândesc ce să vorbesc în seara aceasta și am avut mai multe gânduri, dar vreau să te motivez în seara aceasta la această primă lună din an, să iei o decizie care să te ajute pe tot restul vieții și care să-ți fie benefică. Și în seara aceasta vreau să vorbesc despre motivat să păzești ce ai mai valoros. Motivat să păzești ce ai mai valoros. Nu știu ce consideri ca fiind valoros pentru anul 2023. Poate îți vei păzi mașina cel mai bine. Poate îți vei păzi casa, că acum trebuie să faci niște investiții serioase, că e mai scumpă și s-ar putea să o păzești bine. Poate îți faci planul să-ți păzești copiii. Poate îți faci planul să-ți securizezi interacțiunea copiilor cu lumea virtuală, pentru că devine tot mai periculoasă, mai ales că a apărut și acest robot GPT, cum se numește, în care le dă pe masă orice. Îi pui o întrebare și răspunde la orice întrebare. Dacă îi zici, fă-mi o predică despre inimă, îți generează. Scrie-mi un poem despre Dumnezeu, imediat îți generează. L-ați testat deja mulți dintre voi și ați văzut că e foarte bun. Și probabil te gândești cum să-mi securizezi copilul de lumea aceasta virtuală. Nu știu care sunt lucrurile pe care te vor motiva în anul ăsta, dar vreau să-ți rămână acest verset în seara aceasta, 23. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. M-am uitat să văd care sunt cele mai securizate locuri din lumea asta și la o scurtă căutare pe internet o să găsești că oamenii securizează valori foarte, foarte hotărâți. Unul dintre locurile cele mai securizate din lume sunt arhivele secrete de la Vatican.
Pentru că ele conțin foarte multe informații secrete și oamenii scriu și scriu și scriu și bănuiesc o grămadă de lucruri, că acolo s-ar ascunde o grămadă de lucruri interesante despre omenire, o grămadă de lucruri pe care intenționat unii le țin acolo și sunt păzite atât de secret că n-ai cum să ajungi la ele. Un alt obiectiv bine păzit e Fort Knox din America, e depozitul de lingouri de aur a Statelor Unite ale Americii și citeam că locația asta e atât de bine păzită că o armată întreagă stă împrejurul ei. E foarte, foarte greu să te apropii de clădire. În clădire unde sunt lingourile e o pază extraordinar de mare și numai un detaliu. Parola de acces în interior se schimbă de 10 ori, de câteva ori pe zi și e făcută din numere a 10 oameni. Adică eu zic 1, 5, 6, Marius o să zică 2, 3, 4 și așa mai departe. Și numai dacă ai pe toți 10 la un loc și știi ce o zis fiecare, așa poți să intri înăuntru. Pentru că oamenii vor să securizeze lingourile de aur. Astea sunt valori. Un alt exemplu despre care am citit e Banca Rezervei Federale din New York. Sub această clădire, imaginați-vă că sunt săpați undeva la 24 de metri în pământ și de acolo începe locul unde sunt ținute din nou o mare cantitate de aur din lumea aceasta. Se spune că inclusiv lingourile de aur sunt mutate de roboți și nu de oameni. Și pe lângă toate aceste obiective de securizare, se spune că stă deasupra intrării un cilindru de 90 de tone, ca nimeni să nu poată intra acolo. Și acum, de ce v-am adus astea în fața dumneavoastră? Ca să înțelegeți în seara aceasta că unul dintre cele mai mari lucruri despre care Cuvântul lui Dumnezeu și cele mai importante care trebuie păzite nu sunt valorile astea de aur. Că astea în cer nu mai sunt valori. Toate lingourile astea de aur o să se prefacă în ce? În asfalt. Nu-i așa? Deci că o să umblăm pe ce? Pe străzi de aur. Și oamenii aici le păzesc, pentru că văd în ele o valoare extraordinar de mare. Dar Cuvântul lui Dumnezeu spune în seara aceasta, mai mult decât orice în lumea asta, păzește-ți inima. Păzește-ți inima. Dragii mei, oamenii încearcă să rezolve o grămadă de probleme medicale și oamenii mor din diferite motive. Dar motivul sigur din care moare omul e că încetează să-i mai bată inima. În momentul în care inima încetează să-ți mai bată, ai murit și ai încheiat cu viața aceasta. Am găsit în Sfânta Scriptură undeva aproximativ la 900 de ori, am dat un search să văd, cam 900 de ori, 890 și ceva de ori, Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre inimă. Și nu se referă la organul acesta inimă, ci Cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne transmită că e locul cel mai important din noi, din care emanăm lucruri, gândiri, emoții, dorințe, întrebări, acțiuni. E o relație puternică între tine și inimă. Dacă nu-ți înțelegi inima, nu te înțelegi pe tine însuți. De aia versetul 1 din Proverbe 4 spune: ascultați fiilor învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți. Dacă nu-ți înțelegi inima, nu te vei înțelege pe tine însuți. Întreaga viață e afectată de condiția inimii tale și vom vedea în seara aceasta. Ești adevăratul tu. La asta se referă Cuvântul lui Dumnezeu când vorbește despre inima ta și inima mea. Și versetul 23, partea a doua, spune că viața însăși curge din inimă. Și din moment ce viața curge din inimă, sunt chemat să-mi păzesc inima mai mult decât orice. Și ca să reținem cât mai simplu în seara asta, am grupat cele trei idei în trei de M. Nu-s de la cei trei mocani, nu-s de la Marius, sunt trei de M pe care am pus ca să ținem mai bine minte mesajul. Haideți să vedem, dragii mei, conform acestui pasaj, mandatul pe care îl avem, să ne păzim inima. În prima parte a versetului 23, să vedem metoda, cum să ne păzim inima. Și în al treilea rând, să vedem motivația, de ce să îmi păzesc inima. Și haideți să vedem mandatul pe care îl avem. Cuvântul lui Dumnezeu spune, păzește-ți inima mai mult decât orice.
Îți vei securiza viața, așa cum spuneam. Vei avea grijă de copii, vei avea grijă de familie, de job, îți asiguri viața cu tot felul de asigurări. Dar mai presus de toate, spune cuvântul lui Dumnezeu, asigură-ți și păzește-ți inima. Pentru că e cel mai important lucru. Ezechiel 36:26 spune așa: vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Când vii la Hristos, are loc acest transplant de inimă, care Dumnezeu spune, vă voi da o inimă nouă, o inimă de carne, pentru că aveai o inimă de piatră. O inimă împietrită, o inimă care nu era sensibilă la cuvântul lui Dumnezeu. O inimă care te mâna să faci lucruri care nu erau plăcute înaintea lui Dumnezeu. O inimă care te punea să acționezi sub o formă care nu-i plăcea lui Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu spune, în primul și în primul rând, când vii la mine, te asigur că îți dau o inimă nouă. Dar anii trec, lunile trec de la botez. Și în seara aceasta, dacă ar fi să te uiți în inima ta, realizez un paradox mare. Am primit o inimă nouă și dorințele mele și acțiunile mele s-au schimbat și ceea ce vroiam să fac cu viața mea, într-adevăr, s-a schimbat. Dar astăzi, privind în urmă, găsesc un paradox. Văd în inima mea lucruri care sunt în conflict cu ceea ce mi-am propus. Și văd că nu mai sunt același. Și Dumnezeu totuși insistă și spune, știi care e rezolvarea? Ezechiel 18:31. Cuvântul lui Dumnezeu spune, lepădați de la voi toate fără de legile prin care ați păcătuit, faceți-vă rost de o inimă nouă și un duh nou. Pentru ce vreți să muriți, casă a lui Israel? În momentul în care vine Hristos în viața ta, Duhul Sfânt începe să transforme dorințele tale. Și dacă în seara asta probabil te cercetezi, și înțelegi că Dumnezeu ți-a dat o inimă nouă, dar e în conflict ceea ce faci cu ceea ce ai început pe cale. Ia acest verset pentru tine și spune, Doamne, vreau o inimă nouă. Noi cântăm, o inimă curată, o inimă nouă, vreau să-mi dăruiești, Doamne. Dumnezeu spune, faceți-vă rost de o inimă nouă. Spune Duhului Sfânt, vino în viața mea și lucrează în inima mea. Vreau să lucrez împreună cu tine și de azi încolo vreau să lucrez cu tine. E mandatul pe care îl avem, dragii mei, să ne păzim inima. Și trebuie păzite ca și cum ai păzi un prizonier, de care trebuie să ai mare grijă să nu scape. Trebuie păzită foarte, foarte bine. Avem pe la casele noastre garduri înalte. Mai punem și cioburi pe deasupra să nu intre cumva cineva. Mai punem și sârmă ghimpată ca să nu intre cineva, să nu ne fure. Și apropo, românii avem foarte, foarte multe garduri. Că dacă mergeți în străinătate, nu o să vedeți atâtea garduri cât avem la noi. Că știm să ne păzim bine. Ei, la fel, inima noastră trebuie păzită foarte bine pentru că e cel mai valoros lucru pe care îl ai. În momentul în care ți-ai predat viața lui Hristos, ai intrat într-o bătălie a inimii tale. Ăsta e mandatul pe care îl ai. Să-ți păzești inima și de cumva e în conflict cu ceea ce Dumnezeu a pus în ea, fă-ți rost de inimă nouă. Și vreau să merg mai departe în seara aceasta la cel de-al doilea M și să vedem cum să ne păstrăm inima. Versetele pe care le-am citit dinainte de 23 și după 23 ne spun cum și o să vedem imediat cum trebuie să ne păzim inima. Dar vreau să vă spun două metode sub care trebuie să ne păzim inima. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește aici despre apă, din ea ies izvoarele vieții și aș vrea să folosesc pentru comparație apa. Cum să-ți păzești inima? Metoda pe care să o folosești e în primul și în primul rând, filtrează. Filtrează. Dacă vrei să-ți păzești inima, trebuie să înțelegi că ceea ce o să pui în ea acolo, aceea vei scoate. Nu poți să scoți altceva decât ceea ce ai pus acolo. Luca 6:45 spune așa cuvântul lui Dumnezeu. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui. Mă opresc puțin. E o legătură puternică între ceea ce scoți și între ceea de unde scoți. Din visteria numită bună a inimii tale. Iar omul rău scoate lucrurile din visteria rea
a inimii lui, căci din prisosul inimii vorbește gura ta. Și am pus paharele astea două aici, că nu le pot aduce aici în fața dumneavoastră, dar ca să ne rămână imaginea asta. Dacă pui apă curată în pahar, ce o să poți consuma de acolo? Apă curată. Dacă pui apă murdară, ce o să consumi? Apă murdară, ca ai pus. Exact asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce pui în inima ta, aceea vei scoate, de aia trebuie să păzești inima ta. Nu poți să dai altceva afară decât ceea ce e în inima ta. Proverbe 4:21 spune: să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale. Păstrează-le în fundul inimii tale. De multe ori cuvântul lui Dumnezeu și cuvintele acestea intră pe ureche și ies pe alta. Și cuvântul lui Dumnezeu spune: păstrează-le acolo, în adâncul inimii tale. Pune-le bine, că ai nevoie. Pune valorile adevărate în inimă. De multe ori spui în viață: știi ceva, asta nu mă afectează. Să fim serioși. Dar nu o să-mi pierd mântuirea din asta. Acum serios, chiar de asta te lești, frate. Dar noi muri chiar din asta. Nu te teme că nu mă duc de pe calea Domnului. Stai liniștit, că uite-te și alții au făcut-o. Serios. Gândește-te bine. Cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar: omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui. Ceea ce pui în inima ta, aceea vei scoate. Bă, te uiți să te zoi la bancuri. O să știi să faci cel mai bine. Când te întâlnești cu cineva, îți vine să zici numai bancurile alea care le-ai văzut. Că ție asta îți place. Asta pui acolo, asta scoți. Dar când ești întrebat de un verset, popa-i cu astea. Adi, Marius, ei să știe. Pentru că ceea ce pui în inima ta, aia iese. Cu ce îți umpli viața, aia vei da. Și Psalmul 119:11 zice: strâng cuvântul tău în inima mea. De ce? Ca să fiu mai bigot, mai așa, să vadă alții cât de bune sunt ale Scripturii, să particip la talentul negoț, să vadă alții ce bune sunt în Scripturi, să predic. Nu. Zice: ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Dragii mei, când vine vorba de filtrare, iau un exemplu clasic din București. Apa potabilă care se consumă în București vine din două râuri, din Argeș și din Dumbovița. După ce sunt colectate și capturate din cele două râuri, apa trece prin trei stații de filtrare. Și apoi, după ce e filtrată, ajunge să fie consumată. Vreau să spun ceva, am luat exemplul ăsta plastic tot cu apa, după pahare, am luat apa asta potabilă din București, ca să înțelegem foarte bine ce avem de făcut. Vreau să spun ceva, păzește locul de capturare a apei. Păzește locul de capturare, ai grijă de unde și până unde îți întinzi tentaculele. Vom vedea imediat ce intră în inima noastră și ce poate intra în inima noastră. Dar păzește locul de capturare. Ai grijă cu ce îți umpli inima. Și acum hai să vă dau exemple. Vine Marius la mine și îmi zice: eu zic ăla așa, așa. Și eu zic: da, serios. Și mă duc la Adi și zic: Adi, ai auzit de ăla, dar eu am, știi, și ceva cu ăsta. Și mai pun ceva acolo, Adi, și eu mai zic și cu răutate un pic. Adi mere mai departe și zice și la altul: și băi, auzi mă ce-a făcut ăsta. Și dintr-o dată, la a cincea sursă, ajunge informația la tine. Și tocmai și tu ai ceva cu ăla. Și știi ce se întâmplă? Pentru că nu păzești locul de capturare al informației, pentru că ei din a cincea sursă, sfârșești prin a avea ură față de omul ăla. Ați văzut? A fost de ceva timp în urmă un joc așa la spanioli, un român în capăt, un român în capătul celălalt, telefonul fără fier. Și zice românul ceva la un spaniol, toți stau cu căștile. Și zice ceva la spaniol în românești, dar de regulă ceva greu, știi, repar mașina de spălat. Și spaniolul trebuie să se întoarcă și să redea. Și ăștia se amuză, când aud, de-abia pot să redea poate un cuvânt, două, până ajunge la al doilea, al treilea, al zecea și ultimul în capăt e român, care trebuie să interpreteze, ce au zis, de acolo din capăt, până a ajuns dincolo. Și când ajunge dincolo, nu mai are de-a face nici cu româna, nici cu limbile omenești, cred că. Că spun niște sunete acolo care n-au de-a face cu realitatea. Dragul meu, cam așa e. Când nu te adapți de la sursă, când nu-ți iei, când nu capturezi informația de la sursă, filtrează de la prima sursă.
Măi, adevărat că ai făcut asta? Pune mâna pe telefon și sună. Frate, dar e adevărat că așa s-a întâmplat? Nu, mă, stai, că nu s-a întâmplat așa. Uite cum stau lucrurile. A, păi uite, eu am auzit altceva. Și în momentul ăla inima ta ce face? Se liniștește. Altfel, poți să trăiești 5, 10 ani cu o informație care nu-i luată de la sursă, nu-i captată de la sursă, care a fost adusă de alții. Și inima ta se umple de ură față de cineva. Dar dacă pui mâna și suni și ăla zice, da, așa am zis, s-ar putea să-i pară rău și să aibă loc o împăcare și o iertare la telefon. Pune mâna pe telefon și sună și te informează. E o imagine plastică, dragii mei. Păzește locul de capturare. În lumea informaticii în care lucrez, eu înțeleg așa lucrurile mai bine când am imagini plastice. Și fii atent, ca în calculatorul tău să nu pătrundă lucruri pe care nu le-ai dori, există, se numește un firewall, un zid de foc. Care ce face? În spatele unui echipament cineva configurează niște porturi. Zice, pe portul pe care trebuie să intre video, pe care trebuie să intre sunet și așa mai departe, sunt o grămadă sute de porturi. Zice, no, portul ăsta lăsăm deschis, ăsta nu, ăsta da, ăsta nu și așa mai departe. Cât timp stau închise, calculatorul tău e protejat. Când începi să mai deschizi câte un port acolo și mai am nevoie și de asta, mai devii foarte ușor ținta unor atacuri. Și pentru că ești în siguranță pe calculatorul e acasă, e pentru că îi pus acest echipament în spate, care închide porturi. Dragul meu, filtrează. Înseamnă să închizi porturile prin care ți intră informație care nu e așa cum ar trebui. Îi vecinul? Închide portul. Închide ușa. Îi nu știu care frate? Dar nu trebuie să stai la telefon să auzi toate bârfele. Îi internetul? E vreun site de știri din astea, cu titluri din alea, deci, wow, asta merită să o citesc. Dar nu știi cât e adevărat de acolo. E numai pentru că e pompoasă și pentru că are un titlu așa foarte interesant. Păzește, filtrează. Hai să vă zic ceva vesel. Eram cu mai mulți ani de zile în urmă și unul dintre patronii de acolo, de la noi din localitate, vine și-și cumpără și el antivirus și mă duc să-l montez și la un moment dat unul dintre angajați zice, bă, stai să spun ce am făcut cu el. Ce ai făcut? I-am povestit și eu cum stă treaba cu antivirusul. Și ce ai zis? Păi, zice, m-a întrebat cum funcționează antivirusul. Și am zis, bă, uite, așa funcționează antivirusul. În momentul în care e instalat pe calculator, detectează că vine virusul, îl detectează cu câteva secunde înainte. Bine, bine, și atunci cum îl distruge? Păi zice, el îți face un sunet și tu mergi repede, iei cablul de internet și îl îndoi tare așa și nu lasă să mai treacă. Și zice, bă, te-o crezut? Da, mă, și fascinat de chestia asta. Zice, cum ai putut să scoți așa ceva? Filtrează. Filtrează. Filtrează informația. Ai grijă că trăiești într-o lume a fake-urilor. A lucrurilor care nu sunt adevărate. A lucrurilor care sunt false. Te pomenești că stai seara până la 12 noaptea și citești toate știrile și 90% de acolo sunt false. Și te întrebi cu ce ai rămas? Întreabă soția, întreabă soțul, întreabă-ți copilul. Nu, cu ce ai rămas două ceasuri de stat aici? Și o să-ți garantez că majoritatea o zice cu nimic, cu nimic. Praf, mi-am umplut timpul. Nu mai ai nici timp să citești Cuvântul lui Dumnezeu. Și ai pus acolo numai știri. Filtrează, dragul meu. E o cântare pe care voi copiii o știți și toți o știm de când eram mici. Ai grijă, gură mică, ce vorbești. Ai grijă, ochișor, unde privești. Foarte simplu. Ai grijă, urechiușă, ce asculți. Ai grijă, inimioară, ce iubești. Ai grijă, picioruș, unde pășești. Ai grijă, mână mică, ce lucrezi. Căci părintele de sus te privește neîncetat. Ai grijă, mână mică, ce lucrezi. Dragul meu, trebuie să-ți păzești toate mădularele pe care Dumnezeu ți le-a dat când vine vorba de inimă. Și în imaginea următoare vreau să-ți dau câteva exemple. Ai grijă când vine vorba de pus în inima ta ce privești. Versetul 25 spune așa, ochii tăi să privească drept și pleoapele tale să caute drept înaintea ta. Matei 6:22 spune că ochiul este lumina trupului. Tot trupul tău va fi luminat când prin ochi intră ceea ce trebuie.
De aceea, dacă vrei să-ți păzești inima în anul acesta, ai grijă ce privești. Ai grijă la ce te uiți. Dacă toată ziua te uiți după colegi pe la lucru, o să vii acasă și o să fii un rob al plăcerilor sexuale. Și soția ta nu mai știe până să fugă de tine. Că ți-e place să vezi ce e frumos. Și lui Dumnezeu îi place. Cam așa zic unii. Dar nu la asta se referă. Nu despre asta e vorba. Tu toată ziua te uiți la astea și devii un rob al plăcerilor sexuale. Toată ziua te uiți pe internet la tot felul de lucruri. Îți plac nu știu care filme. Toată ziua te uiți acolo, îți vor anima viața, îți vor schimba viața. Toată ziua îți place să vezi nu știu ce. Dar ai grijă la ce te uiți. Că aia va ieși din inima ta. Astea vor fi acțiunile tale, ceea ce vei privi. Ai grijă la ceea ce spui. Versetul 24 spune: izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale. Ai grijă ce spui, vorbele se pot întoarce ca un bumerang înapoi. Vai ce bine e să taci uneori. Zice soția ceva către tine. Te mâncă limba, să zici și tu ceva înapoi. Și după aia, știi ce se întâmplă? Tot tu trebuie să-ți ceri iertare. Nu e așa? Noi ca bărbații cam trebuie să, dacă vrei să ne culcăm liniștiți, mă, în final, auzi, iartă-mă. No, am ajuns la o concluzie. Înainte să mă mai grăbesc când îți supăra să zic ceva, mă gândesc, bă, dar după aia trebuie să-mi ceri iertare. Și nu numai în familie, cu orice. Nu mi-am pus principiul ăsta, am zis, bă, decât să mă duc să-mi cer iertare, nu-i rău să-ți ceri iertare, dar e mai umilitor să-ți ceri iertare decât să taci acum. Îți închizi gura, fain frumos, taci. Că ceea ce spui tu la iuțeală, la mânie, se întoarce împotriva ta, ai grijă ce vorbești. Și se întoarce împotriva ta și intră în inima ta acea ură, acele vorbe, vin înapoi și te superi cu soția, cu partenerul, cu colegul, cu cel apropiat, pentru că nu știi să ai grijă la gura ta. Ai grijă la gândurile tale, ai grijă la deciziile tale. Pentru că ceea ce pui în inimă, aceea va ieși. Mai departe spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 20, ai grijă la ce asculți. Fiule, ia minte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele. Ce asculți? Ce asculți? Și ăsta e un lucru foarte important. Ce asculți în mașină? Mulți tineri te întreabă, am voie să ascult muzică de la radio. Ascult-o, dar după aia știi ce o să cânți. Nu o să cânți astea, dar ce? Dar n-ai cum, dar mintea ta e setată pe astea. Îs unele melodii că intri printr-un magazin, pe undeva le auzi. Mă, numai refrenul ăla, dacă l-auzi, îți intră, mă mai duc câteodată la Penny să mai fac cumpărături și acolo mai pun dimineața tot felul de melodii interesante. Până ies de acolo, o melodie s-o lipi de mie. Cu toate că nu știu. Știi de ce? Pentru că ceea ce asculți se imprimă și aia cânți mai departe. De aceea ai grijă ce asculți. Ascultă cântările Domnului, că-s destule. Ai de tot felul, de la acordeon până la worship, până la ce vrei. Îs despre El. Și umpleți mintea cu cântările Lui, cu o predică bună. Pentru că dacă asta bui în inima ta, aia o să dai mai departe. O să mergi și o să spui la colegul tău despre Dumnezeu. O să știi să vorbești despre Dumnezeu. Ai grijă ce asculți, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ai grijă la ce îți pleci urechea. Apoi versetul 26 și 27 ne spun: ai grijă ce anturaj ai. Cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie otărâte. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga. Și ferește-te de rău. Ai grijă cu cine te împrietenești. Ai grijă de circumstanțele în care ești, că te vor putea împinge spre acțiuni greșite. Păzește-ți inima. Dacă colegii ăștia și prietenii ăștia te duc numai spre rău, oprește-te. Oprește-te. Îmi spunea cineva, am căzut într-o patimă pe care o aveam și înainte să mă botez. Și am zis, zic, bun, bun, dar tu mai ești prieten cu cei de dinainte? Și îmi zicea, îs tot cu aceiași prieteni. Păi nu-ți iei prieteni din biserică? Și din biserică și fac aceleași lucruri. Și cum e posibil așa ceva? E anturajul pe care l-am de prieteni. Dă-mi voie să spun în seara asta, fie și din biserică, dacă nu te duc înspre bine, ai grijă, păzește-ți inima ta
și mă rog ca Dumnezeu să te ajute. Apoi versetul 21 are de-a face cu preocupările noastre, cu ceea ce ne preocupă. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale. Care e esența vieții tale? Ce te preocupă cel mai mult în viață? Jobul? Locul de muncă? Zi și noapte mă gândesc la programare. Nu? Că în momentul în care programăm, dacă nu ne deblocăm din ceva, toată noaptea mă gândesc tot acolo. Cum să găsesc soluția aia? Și mă rog de multe ori, Doamne, și zic, Doamne, dă-mi-o Tu, că eu sunt blocat și până nu mă deblochez, deci, și pe bune se întâmplă de multe ori la rugăciune, să-mi dea Domnul ideea și mă duc după aia și zic, Doamne, mulțumesc, că de nu mă deblochează, rămân blocat acolo. Dar nu-i bine, dragii mei, care sunt preocupările noastre? Pentru că astea afectează viața și inima noastră. Dragul meu, încheie acest punct, rugându-te, dacă vrei să faci ceva în anul ăsta, ai grijă, filtrează tot ceea ce e în jurul tău. Tot ceea ce intră în inima ta. Și în al doilea rând, vreau să-ți mai spun ceva, nu numai filtrează, probează. Probează, cercetează, analizează. Vreau să spun că apa după ce e capturată, e testată. Se iau probe foarte des și sunt undeva la 94-95 de senzori ai parametrilor de calitate ai apei. Se spune în stațiile astea de epurare din București. Am luat exemplul ăsta ca să fie ceva concret. Sunt 94 de senzori și în caz de deviație de la normal se oprește uzina. Psalmul 139:23 spune: cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Ia probe mereu, cercetează-te, verifică-te. La fiecare predică Dumnezeu te pune în fața probelor. Și tu te poți proba cum stai cu viața ta, cu inima ta, cu centrul vieții tale. Ăsta e scopul pentru care se predică, să te cercetezi și să spui, mă, ce am deviat, senzorul ăsta sună. Trebuie să am grijă, mă duc acasă și îmi corectez viața. Psalmul 119:9, cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Din nou o imagine plastică, ce înseamnă să probezi mereu? Calibrează-te la cuvânt. Cum poate tânărul să meargă drept? Calibrându-se din când în când la cuvânt. Dacă iau chitara asta după ce ori cântat cu ea foarte frumos, după ce cântă de câteva ori, ce trebuie făcut? Acordată. De ce? Trebuie calibrată din nou, nu-i așa? Pentru că uzând-o, nu mai sună bine și nu mai e acordată. Dacă iei pianul, dar nu ăsta electric, din când în când trebuie neapărat calibrat și trebuie acordat din nou. Spune cuvântul lui Dumnezeu, cum poți să ții curată cărarea și dreaptă? Îndreptându-te, analizându-te, luând probe din viața ta mereu. Doamne, cum stau? Nu pune capul liniștit pe pernă de seară până când nu spui Domnului, Doamne, cercetează-mă. Doamne, vreau să știu cum stau cu viața mea. Dacă sunt pe o cale rea, du-mă pe o cale, pe calea veșniciei. Nu lăsa ca biserica numai să te ducă pe calea bună. Nu lăsa ca numai ce se întâmplă aici să-ți coordoneze viața și să-ți calibreze viața. Aici se vorbește cuvântul lui Dumnezeu, dar tu ești cel care iei probele. Tu-ți cunoști inima, tu-ți cunoști viața. Tu ești cel care trebuie să-ți testezi mereu și mereu viața ta. De aceea în anul acesta, te rog, filtrează și ia probe mereu. Cercetează-te mereu. Nu trebuie să fugi neapărat la un vas de lucru să vezi care e starea ta. Cuvântul lui Dumnezeu e oglinda suficientă pentru tine să vezi care e calitatea inimii tale, ce ai în inima ta, care sunt dorințele tale și mă rog ca Dumnezeu să te binecuvinteze. În al treilea rând, în seara aceasta, am văzut care e mandatul pe care Dumnezeu îl dă să păzim inima. Am văzut două metode plastice, că nu vreau să vorbesc complicat, cât mai simplu. Două metode plastice, filtrează. Pune pe telefon, pune-l deoparte, pune-ți, setează-ți timp. Apropo, dacă vă uitați pe aplicația aia care vezi cât a stat pe telefon, nu așa că vă mirați și ne mirăm. Ne șocăm. Atâtea ore? Dar n-am făcut mare lucru, că numai din când în când. Atâtea ore ai stat pe telefon. Fă lucruri prin care să-ți filtrezi informația care ajunge în inima ta. În al treilea rând vreau să vedem motivația. De ce să păzești? Spune cuvântul lui Dumnezeu, păzește-ți inima mai mult decât orice. A doua parte, căci din ea ies izvoarele vieții. Știi de ce trebuie să-ți păzești inima? Pentru că e cea mai mare valoare pe care o ai. De acolo ies izvoarele vieții. Orice aspect din viața ta izvorăște din inima.
Viața ta e o reflexie a inimii tale. Te uiți la un om și îl vezi posomorâș, ce te gândești? Cam tot ce are în inimă. Răutate, amăgire, nemulțumire. Acțiunile lui îți dau clar de înțeles că ele reflectă ceea ce are omul acumulat acolo în inima lui. Dragul meu, motivația pe care trebuie să o ai în primul și în primul rând e pentru că e cea mai mare valoare pe care o ai. Și vreau să spun că această mare valoare e sub constant atac. Televiziunea, mijloacele mass media, internetul, oameni din jurul tău îți vor ataca mereu și mereu inima, aducându-ți frică, teamă, panică, ideea că vei fi controlat. Și toate astea, nu știu ce ne stă înainte. Pentru noi e taină mare ce va fi în viitor, dar a fost suficientă pandemia să ne arate cât de multe lucruri neadevărate suntem în stare să acumulăm în inimă și apoi să lăsăm ca frica și teama și spaima să ne cuprindă. De aceea vreau să-ți amintesc în seara aceasta din cuvântul lui Dumnezeu, păzește-ți inima și nu te juca că tot ce pui acolo, pentru că e cel mai valoros lucru pe care l-ai. Cel mai valoros loc, cea mai mare valoare, luând-o și punând-o acolo, îți va afecta viața. În al doilea rând vreau să spun, trebuie să fii motivat să-ți păzești inima, pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune că în inimă, poate te șochează asta, în inimă nu poți avea încredere. Nu poți să ai încredere în inimă. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Ieremia 17:9, inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Ați primit pe la copii jocul ăla, plastelina aia, gelul ăla, slime îi zice. Și încerci să-l iei în mână și să încerci să te joci cu el și ce faci? Alunecă printre degete și îl scapi. Bă, dar nici cum nu stă în mână. Cam așa e inima, dragii mei. Nu poți să ai încredere în ea. E nespus de înșelătoare. Păi te trezești cu niște intenții și zici, astăzi o să citesc cuvântul lui Dumnezeu, o să mă rog, o să mă duc la lucru, o să fiu așa, nu o să mă enervez în trafic, o să am grijă la lucru să-L vestesc pe Dumnezeu. Dacă pot să spun și unui om despre Dumnezeu, vin acasă și astăzi, miercuri seara, mă duc și la rugăciune și la studiu, după care mă pun din nou pe genunchi și mă rog. Bun plan! Dar la sfârșit de zi ce realizez? Cât de înșelătoare a fost inima? Că nu te-ai putut ține de plan. O, cât de înșelătoare și deznădăjduit de rea poate să fie inima. Nu poți să ai încredere în ea. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu, păzește-o, ai grijă, veghează asupra ei, pentru că te poate duce să faci exact ceea ce nu ți-ai propus să faci. Dacă ar fi să proiectăm pe proiectoarele astea mari și dacă am putea să proiectăm ce a izvorât din inima noastră numai în ultima săptămână, cum le-am simțit? Am fugit și am zis, asta nu e inima mea. Asta nu e inima mea. Câte lucruri au putut să iasă. Proverbe 28:26, iertați-mă că citesc acest verset, dar uitați ce spune. Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit. De ce trebuie păzită? Că dacă ajungi să te încrezi în ea, poate fi atât de înșelătoare. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, cine se încrede în ea, e un nebun. Proverbe 21:2 spune că inima îți poate spune chiar lucruri că sunt în regulă. Zice, omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană, dar cel ce cercetează inimile este Domnul. Și aici vreau să spun ceva, inima îți poate spune, e bine și așa. Îți liniștești conștiința. Conștiința amorțită, înăbușită. E ok și așa, dar ai fost duminică la biserică. Dar ai făcut cu tare, e în regulă. Dar zice, dar cel ce cercetează inimile este Domnul, adică cel ce are cuvântul este Domnul. Nu te lăsa dezamăgit de inima. Pentru că te poate înșela. Te poate înșela inima. Te va minți. Și hai să vă mai dau un exemplu. Se spune despre samariteni în 2 Împărați 17:33. Astfel, samaritenii se închinau Domnului. Bucurie mare, uite, samaritenii au ajuns să se închine Domnului. Vai, ce mare schimbare! Numai că zice, în același timp, slujeau și dumnezeilor lor, după obiceiul neamurilor de unde fuseseră mutați.
Păi măi, eu am fost și duminică dimineața și duminică seara și la repetiții și numai zice, ești ok, ești în regulă. Și Dumnezeu zice, dar în același timp slujeau și dumnezeilor lor. Când ești de la casa lui Dumnezeu, ce faci? Cum ești? Când ți-ai încheiat slujirea aici, cum ești? După ce ai cântat frumos și te-ai închinat aici, cum ești? Pentru că inima îți spune, ai bifat o problemă, ești sfânt, ești un om credincios, ești un om extraordinar, te-ai închinat, super, a fost minunat la casa lui Dumnezeu. Vai ce cercetare, vai cum o cerceta Domnul, vai cum l-am simțit pe Dumnezeu în închinare. Dar mare atenție că te poți păcăli. Că spune samaritenii, wow, samaritenii se închinau Domnului. Dar în același timp slujeau și dumnezeilor lor. Proverbe 15:8 spune că jertfa celui rău este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Și inima îți poate spune, poți sluji, ești în regulă chiar dacă ai făcut aia. Tu poți să faci cu tare activitate, ești în regulă. Și Dumnezeu să spună, în dreptul tău, jertfa ta e o scârbă. Du-te și te împacă cu soția și apoi predici. Du-te și te împacă cu vecinul și apoi slujești. Și dragii mei, mare atenție la inimă. De ce trebuie să mă păzesc? Pentru că e înșelătoare. Pentru că îți poate da semnale că ești în regulă și de fapt tu nu ești în regulă. Mă rog ca Dumnezeu să cerceteze inimile noastre în seara aceasta. Să nu ne mulțumim. Sunteți într-o biserică frumoasă. Sunteți într-o biserică extraordinară. Bucurați-vă de asta. Dar nu asta e totul. Așa cum spuneam data trecută, când am fost la dumneavoastră, mergeți, veniți aici și luați lumină și mergeți și răspundeți-o. Și nu vă mulțumiți că sunteți într-o biserică extraordinară, binecuvântată. În al treilea rând, am meditat la asta mult săptămâna asta. Inima noastră mai are de-a face cu ceva, dragii mei. Sunt motivat să o păzesc. Vreau să spun că vin încercările în viața ta și în viața mea. Și am ajuns la o concluzie că prin încercări Dumnezeu vrea să-mi schimbe, de fapt, inima. Ai văzut asta în viața ta? De ce vine încercarea asta peste mine? Uite-te cum ai fost înainte de încercare și cum ești după încercare. Nu mai ești același om, ești schimbat. Omul care probabil judecai pe la, bă, dar cum de nu se descurcă, mă, și el, mă, dar nu e în stare să facă bani. După ce tu poate rămâi fără locul de muncă și îți pui întrebarea de ce? Pentru că Dumnezeu vrea să-ți transforme inima ta. După aia te uiți la, o, rămas fără loc de muncă. O, dar ăsta nu se descurcă. Și dintr-o dată începi să gândești diferit despre persoana de lângă tine. Și vreau să spun că atunci când ești în încercare, ai tendința să te superi pe Dumnezeu, să-i întorci spatele și să spui, Doamne, dar eu te slujesc. De ce îmi faci asta? Și te superi pe Dumnezeu. Și ești gata să fugi de parte de Dumnezeu. Ei, atunci vreau să spun, ai grijă, păzește-ți inima și nu lăsa să pătrundă în viața ta și în inima ta, în acel moment, dezamăgirea. Trăim într-o lume în care ne dorim ca toate să se întâmple instant. Și vreau să vă dau iar o imagine plastică. Vreau să vă spun că trăim în lumea asta în care ne dorim ca lucrurile să se întâmple instant. Mi-am făcut poza acum, o pun pe instant, o pun pe internet. Și vreau să o vadă toți. Dar știi cum era mai de mult? Am fost student la clubul elevilor în localitatea noastră. Și m-am învățat acolo cum să developez filmul. Aveam un aparat rusesc Smena, câștigat de maica mea la ceva concurs pe țară, pe meserie. Și în momentul în care luam filmul din aparat, mergeam într-o cameră întuneric, întuneric, beznă. Ai fi vrut să ai un pic de lumină, dar nu puteai să ai lumină. După ce scoteai filmul de acolo, începeai să-l scoți și îl băgai în aproximativ 9 soluții care tratau acel film. Ți-ai fi dorit în momentele alea să ai un pic de lumină, să pătrundă o rază de lumină. Dar dacă lăsai un pic de lumină să pătrundă, filmul se ardea și poza era arsă. Toată prelucrarea asta lua timp. Erau substanțe, era întuneric acolo. Vreau să spun în seara aceasta, ești în încercare, e întuneric. Ți-ai dorit măcar o luminiță să vezi. Să vezi tu luminița de la capătul tunelului când va interveni Dumnezeu, când va lucra Dumnezeu.
Dar dacă ți-ar permite Dumnezeu să vezi puțin din ea, s-ar putea ca lucrarea în inima ta să nu mai aibă loc. Ți-ai dori ca Dumnezeu să nu mai pună 9 substanțe, să pună 5 dacă se poate, Doamne. Dar nu mă trece chiar atâta prin încercare. Și cu toții trecem pe aici și știm asta și o experimentăm. Ți-ai dori să nu fie tratamentul ăsta, să fie rapid, Doamne, dar schimbă minima și gata. Ei, nu se întâmplă peste noapte. Lui Dumnezeu ia timp în încercare. Poate ani, poate zeci de ani. Pentru că lucrează la inima ta și la inima mea. Vrea să schimbe atitudinea ta și a mea. Vrea să schimbe dorințele tale. Vrea să-ți schimbe ceea ce vrei să faci în viața ta. Vreau să te îndemn în seara aceasta, dacă ești în încercare, păzește-ți inima și spune, Doamne, mai pot, mai pot. Pentru că chiar dacă e întuneric, chiar dacă mă doare tratamentul pe care mi-l faci, Doamne, dar nu-mi vindeci copilul de atâția ani de zile și mă rog ție, de ce? Dumnezeu lucrează în întuneric. Nu la întuneric, nu pe ascuns, în întuneric, în încercare, în problema prin care treci. Lucrează la inima ta și la inima mea. Mă uit când mă duc la Sibiu, în orașul soției mele, și e acolo o familie pentru care v-ați rugat și voi. E o fetiță de câțiva anișori, ajunsă la capătul puterilor. După ce am umblat cu ea prin mai multe țări, doctorii nu mai pot să facă nimic pentru ea. Arată ca o legumă săracă, mă uit la ea. De câte ori o văd, plâng. Plâng când mă uit la ea. Dar mă uit la părinții aia ce postează pe internet. Sunt prieteni apropiați cu soția. Ea e de vârstă cu soția mea. Și postează numai cât de puternic e Dumnezeu, cât de bun e Dumnezeu, câtă putere le dă încercare. Cum să poți să scrii astea? Dacă nu ți s-o sfârmat inima, dacă nu ți s-o transformat inima. Eu vi le pot spune de aici, din teorie, ca predicator. Dumnezeu e bun, Dumnezeu e cu tine în încercare. Dar îți vorbe în vânt. Când tu ai trecut pe acolo, când Dumnezeu ți-a schimbat viața și inima ta și ți-a transformat-o în urma încercării, cuvintele tale au o valoare. Dumnezeu e Cel care lucrează prin încercarea prin care treci. Crezi lucrul ăsta? 2022 a fost anul cu cele mai multe încercări în viața mea și a familiei mele. Au fost cele mai multe lovituri pe care le-am primit. Au fost cele mai multe, poate, încercări prin care am trecut după anul în care mi-a murit tata, în 2003. M-am uitat însă la final de an și am văzut cum Dumnezeu a schimbat multe lucruri în inima mea și a soției mele. Și am înțeles și v-am pus în seara asta și punctul 3 aici, pentru că cred în El. Ai grijă în încercare. Nu cârti, nu murmura, păzește-ți inima și ai răbdare, că Dumnezeu lucrează ceva pentru tine, slăvit să fie El. Al patrulea rând, în seara aceasta, vreau să spun, de ce? De ce să-ți păzești inima? Și acum urmează cel mai frumos lucru pe care vi-l spun. Pentru că Dumnezeu privește la inimă. Înțelegi de ce e atât de important? Dumnezeu nu se uită la hainele mele cât sunt de bine călcate, la mușchii mei, la statura mea, la cunoștința mea, la abilitățile mele. Dumnezeu se uită la inima mea și la inima ta. Nu ne putem să ne punem diferite măști, dar Dumnezeu se uită într-un singur loc, la inima ta. Samuel plângea și Domnul îi spune, nu mai plânge, Samuel, du-te, că în locul lui Saul am ales pe altul. Și se duce în casa și în familia lui David. Și e tentat să se uite, ai fi tentat să te uiți la frații lui David, care sunt mari, care sunt musculoși, care arată bine. Dar știi ce e interesant? Dumnezeu nu s-a uitat la ei. Ăsta nu ăsta, ăsta nagnos, ăsta cu abilitățile astea, nu. Care? Ăla cel mai neînsemnat, care nici măcar nu e aici. Care? David. De ce David? Pentru că Dumnezeu se uita la altceva. Se uita la inima lui David. Și asta avea valoare în ochii lui Dumnezeu.
Isaia 29:13 spune așa: Domnul zice, când se apropie de mine, poporul acesta mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica pe care o are pentru de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Știi la ce vreau să reflectăm pentru câteva momente aici? La momentele de închinare ale noastre. Vreau să spun în seara aceasta, contează foarte mult mimica în închinare. Pentru că dacă stai ca un om așa, nu, ridicați mâini curate spre cer, mâinile ridicate arată dependența noastră de Dumnezeu. Asta faci când ridici mâinile. Dar foarte puțini le ridicăm. Încercăm și noi în biserica noastră, nu ridică oamenii mâinile și le-am predicat special despre asta. În Vechiul Testament asta însemna ridicarea mâinilor, dependența de Dumnezeu, spui: Doamne, depind de Tine. Ne greu să le ridicăm. Contează mimica în închinare. Dar ascultă-mă, Dumnezeu se uită la inima în închinare. Mi-am pus foarte mult timp întrebarea: ce înseamnă să cânți din inimă? V-ați spus-o și dumneavoastră și probabil că vă puneți. Săptămâna asta am primit un mesaj clar pentru mine, pe care încă îl prelucrez în mintea mea, dar am ajuns să înțeleg un adevăr. A cânta din inimă înseamnă ca cântarea să fie compatibilă cu viața mea, cu inima mea. Eu te iubesc, Iisuse, ești cel mai mare, ești minunat. Și când ești de aici, ce are iubirea ta cu Dumnezeu? Eu cred în vindecările divine. Și vine încercarea. Și tu ești și eu sunt disperat. Când spune că Dumnezeu se uită la inimă, vrea să spună: ai grijă ceea ce cânți să fie compatibil cu viața ta, cu ceea ce ai în inima ta. Crezi din toată inima ta că Dumnezeu poate vindeca? Laudă-L, cântă-I, crezi în vindecare. Crezi cu adevărat că Dumnezeu e puternic? Și când ieși de aici, la cea mai mică problemă, te îndoi. Păi Dumnezeu spune, dacă cânți asta, a cântat din inimă, înseamnă că în centrul vieții tale, ăsta e crezul tău, că Dumnezeu e puternic. Dar dacă când vine încercarea, tu ești primul care te îndoi și te clatini, Dumnezeu nu poate să mărturisească despre tine: da, tu într-adevăr te încrezi în mine. Vreau să spun ceva. Am învățat ceva de la un coleg necreștin zilele trecute. Într-o ședință întreabă unul dintre manageri: ce imagine de fundal ai acolo în spate? Zice: păi imagine din satelit. Păi ce, ești fascinat de satelit? Și zice: da. Zice: fii atent ce fac. Am găsit un site în care se transmit live de pe 2 sateliți. Și auzi astronauții cum vorbesc. Și transmit imagini de pe pământ și ce mi le pun pe monitor și când am probleme mari, mă uit la imagine din satelit și zice: care e efectul? Păi zice: când văd cât de mic e pământul, mă gândesc, ce mici sunt problemele care le-am eu. Și am zis: băi, ce mare adevăr o zis omul ăsta, necreștin. Și stau cu imaginea asta, zice, și așa mă liniște, dar uite ce mic e pământul. Uite ce mic e. Păi problemele mele acolo pe el sunt undeva foarte mici. De aceea vreau să spun în seara aceasta: închină-te din inimă. Slăvește-L pe Dumnezeu nu numai cu gura, nu numai cu buzele, cu toată inima ta și crede. Pentru că Psalmul 51:17 spune: jertfele plăcute mie, lui Dumnezeu, sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Dumnezeu, când te închini, se uită la inima ta. Dacă e zdrobită, spune-i starea. Vino cu ea înaintea lui Dumnezeu. Dacă e apăsată, spune-i lui Dumnezeu și vino înaintea Lui. Degeaba te închini dacă inima ta nu-i pentru Dumnezeu. Vreau să spun că Dumnezeu se uită la inima ta. David a vrut să-i construiască în templul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis: nu, David, nu. Pentru că tu ai vărsat mult sânge. Cel care va veni după tine îmi va zidi templul. A apreciat Dumnezeu dorința lui David. Vreau să spun ceva, să te încurajez. Templul era ca și făcut. De ce? Pentru că dorința asta ardea în inima lui David.
dorința de a se construi templul s-a născut în inima lui David. Și Dumnezeu a apreciat asta la David. Era ca și cum era terminat templul. Tu nu poți să faci lucruri mari. Tu nu poți să faci multe lucruri. Tu nu poți și n-ai abilitățile astea, dar ai dorința înfocată să faci ceva pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, asta apreciez pentru că mă uit la inima ta. Aveam un neam, aveam mulți copii și în timp ce erau mai micuți, se uita într-o zi la mormanul de scutece pe care trebuia să le spele. Zicea, Doamne, eu nu pot să slujesc ca și alții. Eu nu pot să iau nici măcar o zi de post. Eu nu pot să mă duc să le spun altora despre tine. Doamne, uită-te cât de greu mi-e. Eu nu pot să fac nimic pentru tine. Și spune că într-o zi a venit un vas al Domnului și i-a zis așa. M-am uitat la tine și vreau să spun că mormanul ăla de scutece valorează cât 10 zile de post de ale unui om simplu. Pentru că dorința ta e puternică să faci ceva pentru mine. Dar astea nu te lasă, pentru că trebuie să-ți îndeplinești atribuțiunile pe care le ai. Dumnezeu se uită la inima ta. Ai dorință, ars pentru lucrarea lui Dumnezeu. Fă-o mai departe. Nu poți să dai cât dau alții, dă cât poți, că Domnul îți vede inima și echivalează cu cât o dat poate altul mult, pentru că dorința ta arde, inima ta arde pentru El. De ce să păzești inima? Pentru că Dumnezeu se uită la ea. Vreau să închei în seara aceasta aducându-ți aminte. De ce să fii motivat în anul acesta? Să-ți păzești inima. Am spus că trebuie să fim motivați pentru că e cel mai valoros lucru pe care îl avem. Trebuie să fim motivați, dragii mei, să ne păzim inima și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la asta, pentru că în inima noastră nu putem avea încredere. Apoi, fii motivat în încercare să mergi înainte, pentru că Dumnezeu lucrează la inima ta și ai grijă, nu lăsa ca nemulțumirea și supărarea să te cuprindă și să te oprească din drumul pe care Dumnezeu îl croiește pentru tine, pentru a-ți forma inima pentru anul care stă înainte. Și apoi nu uita că Dumnezeu privește la inima ta. Vreau să chem grupul în față să cânte următoarea cântare, dar vreau să-ți las acest îndemn. Am predicat simplu în seara asta, pentru că vreau să te motivez ca în anul 2023 să filtrezi lucrurile pe care le lași să intre în inima ta. Ai mare grijă ce intră în inima ta. Dacă-s frați care îți aduc numai zile negre și spun numai despre rău, despre biserică, fă următorul lucru. Frate, scrie în Biblie cam așa, asupra acestor lucruri vom discuta altă dată. Frate, dar păstor, ai văzut ce-a făcut? Asupra acestor lucruri vom discuta altă dată. Domnul să te binecuvinteze, pace. Nu-i niciun păcat să-ți pui filtre. Puneți filtre la telefon, puneți filtre pe internet, puneți filtre la tot și pentru tot ce poate aduce în viața ta. Lucruri care te vor depărta de Dumnezeu și vei fi binecuvântat. Apoi probează-te. Vreau să spun în încheiere, cântarea spune că El e protector. Pentru ca Dumnezeu să te poată proteja în anul 2023, tu trebuie să-ți păzești inima. Amin? Crezi în lucrul ăsta? Ca Dumnezeu să poată să fie protectorul tău și să poți cânta cântarea asta, trebuie să-ți păzești inima, ca acolo să poată domni El. Acolo să fie Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să te ajute la lucrul acesta. Se va cânta cântarea aceasta și vreau să vă las acest îndemn. Fii motivat în anul acesta să-ți protejezi și să-ți păzești inima mai mult decât orice. Și o să ai viață în toate domeniile vieții tale. Va curge viață, că tu nu ești supărat, că tu nu ești necăjit. De ce? Că ai văzut cât de bun e Dumnezeu, că ai luat din cuvântul Lui, că cuvintele Lui se lăsuiesc în tine. Mă rog ca Domnul să te binecuvinteze și să-ți dea putere. Cântăm această cântare și după aceea vom încheia și Domnul să vă binecuvinteze. Amin.